Pentru mine nu, că eu sunt pensionar, deci nu mai am de câștigat, de pierdut, nu mai trebuie să stau voturi și alegeri și să despart biserici, nu mai trebuie să fac așa ceva. Deci, Pavel vine și spune bisericii din Corint, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos merge înainte, Pavel vine pe urmele lui și biserica vine pe urmele lui Pavel. Cu alte cuvinte, nu biserica îi spune lui Pavel ce are de predicat, ci Pavel spune bisericii cum are de trăit. Corect? Și atunci Pavel sau orice slujitor ar trebui să fie așa. Dacă ești robul lui Hristos, atunci împlinești voia lui Hristos. Ca să împlinești voia lui Hristos, de foarte multe ori, trebuie să treci prin tot ce a trecut Pavel. Și ați văzut textul pe care l-am citit 2 Corinteni, capitolul 11, nici unul dintre noi, pentru cei din casa noastră, n-am trecut în aceste lucruri. 40 de lovituri fără una, corabia s-a sfârmat, o zi și o noapte adâncul mării, în primejdie aici, în primejdie acolo, în primejdie dincolo, în bătăi, în lanțuri, în închisoare, pentru cei ori. Ce înseamnă când te dai rob lui Hristos? Dragii mei, exact ce înseamnă pentru Hristos. El s-a dat rob Tatălui pentru noi. Dar când te uiți, din punctul nostru de vedere, ca și cum ar fost robul nostru a tuturor. L-am luat, l-am pus pe o cruce, l-am aruncat într-un mormânt. Cu alte cuvinte, ca să se împlinească planurile lui Hristos, tu trebuie să fii slujitorul celor din casa ta, dar în termenii lui Hristos. Pentru că problema cea mare este așteptările cui le împlinești. Dacă împlinesc așteptările bisericii ca slujitor al bisericii, dragii mei, nu pot spune doi cu doi la o la altă. Dar emite 750 că sunt la noi în biserică. Și atunci eu nu predic ce-i place lui sau lui sau lui sau ce nu-i place cuiva, ci eu predic ce scrie în Scriptură. Cui nu-i place, n-are decât să certe cu Dumnezeu. Și atunci elementul ăsta este extrem de important. Dar aici, arcina cade pe spatele meu sau pe spatele slujitorului. Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și cine slujește, să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Observați, oricum o întorc, în ultimă instanță, El e șeful. Și de aceea Pavel începe, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nu știu dacă să avem timp să discutăm despre asta, dar acest verset, care practic este titlul secțiunii despre familie, dă dreptul soției mele să mă aducă la ascultare de Hristos. Să-mi spună, dragul meu, îmi pare rău, eu asta nu fac. Ea nu e nesupusă, ci e supusă lui Hristos, pentru că eu am călcat alături. Și atunci soția mea are această libertate și asta păstrează între noi o comunicare constructivă. Pentru că eu sunt bărbat, nu înseamnă că dau cu pumnul în masă și doar eu vorbesc, ci și are același drept să vorbească. Dar asta la vremea respectivă. Deci eu cred că dacă citești Scriptura cu atenție, veți vedea că Domnul Iisus Hristos în relația cu biserica este modelul pentru familie și pentru soție și pentru soț. Și Hristos s-a dat pe sine pentru noi. Or putea să facă mai mult decât atâta? Nu? Dar ca o jertfă, și ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, El a venit să împlinească planurile Tatălui, s-a întors să dea socoteală Tatălui. El ne-a iubit în lumina așteptărilor Tatălui ca să împlinească voia Lui. Și atunci, în felul acesta, se echilibrează cele două lucruri. Dacă aveți vreo întrebare, cu bucurie. Ăsta e probabil cel mai greu concept, pentru că este un fine line, cum spunea Crinișor. Rob lui Hristos pentru cei din casa mea sau rob celor din casa mea pentru Hristos. În al doilea caz este un soi de apă sfințită, rob nevestei pentru Hristos. Dragii mei, câte compromisuri facem noi bărbații pentru nevestele noastre, nu vă dați seama. Ori eu cred că dacă ești un soț creștin și rob al lui Hristos, trebuie să ai curaj să spui, draga mea, până aici. Până aici. The line is drawn by Christ, not by me. Pentru că și bărbatul este sub autoritate. Capul bărbatului este Hristos, capul femeii este bărbatul. Și capul lui Hristos este Dumnezeu, spune Pavel 1 Corinteni 19:3.
George, te rog. Și în privința asta, pentru că nu reușește să pună controlul pe celălalt. Sunt foarte multe probleme. E adevărat? Foarte adevărat. Și în limba mea, asta se cheamă competiția afirmării de sine, despre care voi vorbi în secțiunea a doua, și asta înseamnă moarte în relații. Moarte în relații. Ci foarte important, dacă Hristos este șeful, soțul n-are ce-i pretinde soției, nici soția soțului, pentru că nu soția trebuie să-mi spună mie ce am de făcut și nu eu trebuie să-i spun ei, Hristos ne spune și unuia și celuilalt. Acum lucrurile mărunte din casă, cine spală vasele, înțelegeți-vă între voi. Mie nu mi-e rușine să spăl nici scutece, nici vase și știe și cuscra, niciodată nu le las acolo, le spăl și chiar dacă vine și mă vede cineva spălând pe jos și oh, it's not a big deal. Dar sunt alte lucruri în care Hristos nu face derogări nici pentru noi, nici pentru altul. Nevestele primesc porunca de la Hristos, bărbații primesc porunca de la Hristos și Hristos este modelul și pentru noi și pentru altul. Hai să facem un pas mai departe ca să apucăm să trecem ceva și din secțiunea a doua. În Efeseni, capitolul 4, de la 1 la 10, avem condițiile implicării alături de Hristos în lucrare alături de El. Observați, m-am dat rob lui Hristos, primul lucru trebuie să cunosc voia Lui. Dar al doilea lucru, nu pot conlucra cu Hristos în orice condiții. Imaginați-vă că intru pe șantier împreună cu Hristos sau pun capul în jug alături de Hristos și eu trebuie să am un ecuson. Și asta este condiția intrării pe șantier împreună cu Hristos. Și pe ecusonul meu trebuie să scrie smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Just move forward with me. Nu, du-te la planșa 13 și începe de acolo, da? Începe de la planșa 13, pentru că n-am vrut să mai pierdem timpul cu recapitularea, punând spate în spate cele două. Și cele trei cuvinte care definesc condițiile pe care Hristos le cere de la fiecare dintre noi când ne dăm rob Lui ca să conlucrăm împreună cu El la împlinirea voiei Lui în familie sunt smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. One step forward, please. No. Te-ai dus la planșa 13, spune Shift F5, atunci noi de la început, că altfel o ia tot timpul de la început. Just go forward a little bit so you will be in step with me. Te rog. Mai departe. Mai departe un pic. Încă, încă. Hai, du-te încă un pic înainte și încă un pic. Și încă un pic. Și încă un pic. Oh. O ia de la capăt tot timpul. Well, faceți abstracție de cei pe ecran și mergem mai departe. Spuneți cu mine, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Oricum trebuie să o completați cele trei lucruri acolo. Spuneam că dușmanul unei familii, și aici George are dreptate, este această luptă pentru putere. Cine să aibă ultimul cuvânt? Voia cui să se facă în familie. Asta se numește în limba mea competiția afirmării de sine. Cine să fie slujit de cine. Dragii mei, familiile se desfac, ajung la divorț în mod inevitabil într-o astfel de situație. Uitați-vă la primele trei versete din Efeseni, capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Observați, chemarea pe care am primit-o este să fim un templu sfânt în Domnul sau un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul.
Și Pavel continuă cu toată smerenia, cu blândețe, cu îndelungă răbdare și îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ce înseamnă smerenie? Dragii mei, smerenie este dovada recunoașterii că familia, indiferent că vorbesc de familia cu minuscule sau majuscule, de biserică, este ideea lui Dumnezeu, nu ideea mea. Cu alte cuvinte, nu eu hotărăsc cum funcționează o familie, ce este o familie, nu eu am creat-o, nu eu am titorit-o, ci cel care a creat-o este Dumnezeu însuși. Și pentru că este ideea lui Dumnezeu, o familie trebuie zidită după planul și voia lui Dumnezeu. În lume există sute și mii de cărți despre familie. Vreau să vă spun, toate trebuie să fie surse secundare pentru noi. Inclusiv ce vă spun eu astăzi. Să nu credeți o boabă din ce zic. Aveți o inimă bereană. Cercetați dacă lucrurile sunt așa sau nu. Deci toate scrierile despre familie sunt surse secundare. Sursa primară trebuie să rămână Scriptura. Pentru că Scriptura în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu este titorul familiei. Familia este ideea lui, nu este ideea noastră. Și aici cred că Dumnezeu ne îndeamnă să avem o inimă ca bereienilor, să mergem acasă și să verificăm dacă ceea ce ni s-a spus este sau nu așa. A fi smerit înseamnă a recunoaște că Dumnezeu este autoritate finală în problemele ce vizează familia și mă supun Lui. Deci smerenia mă duce în supunere înaintea lui Dumnezeu și vin la El ca un copil să învăț de la El. Pe El îl întreb, Doamne, ce ai gândit? Văd atâtea familii destrămate, văd că sunt mai multe divorțuri decât căsătorii. Care-i problema? Unde s-au stricat lucrurile? Ce nu trebuie să fac să ajung și eu acolo? Dragii mei, eu sunt destul de realist și în predicile de la nuntă cu tinerii din biserica noastră, noi avem foarte mulți tineri, foarte multe nunți, foarte multe binecuvântări. Asta este rugăciunea noastră de acum 25 de ani. Dumnezeu ne-a umplut biserica cu studenți care se mai acuiesc prin Cluj, de prin toate părțile. Și stau de vorbă cu ei la consilierea premaritală și le spun realitatea. Și realitatea este că nici unul nu scăpăm de probleme. Dar cum le rezolvi? Asta este întrebarea. Dacă le rezolv după ce văd la televizor sau dacă le rezolv după ce citesc în Scriptură? Cine este titorul familiei? În capitolul 5, versetul 21, se spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Thank you. You are right on with me. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ce îmi spune textul acesta? Peste mine și soția mea, peste noi doi și copiii noștri, există o autoritate care are ultimul cuvânt. El a gândit familia, El trebuie să ne scoată din problemele în care suntem. Dar pentru asta trebuie să ne smerim, să ne supunem lui Hristos. Al doilea termen este blândețea. A fi blând nu înseamnă a fi bleg. Amândouă încep cu B, da? Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Știți ce a făcut? Când a intrat la Faraon și Faraon i-a zis: dacă te mai prind toată înaintea mea. Și Moise a trântit ușa în nas și i-a spus: când o să mă chem tu? Da? Faraon a stat în genunchi înainte acestui om, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Era un om care atunci când Aaron a făcut vițelul de aur, a luat vițelul de aur, l-a aruncat în foc, l-a transformat în cenușă, l-a apucat pe fratele lui mai mare de ceafă și i-a turnat cenușa pe gât. În momentul acela a strigat: cine-i pentru Domnul să vină la mine? 3.000 de oameni au pierit în tabără. Un om blând. A fi blând înseamnă, nu înseamnă a fi blec, ci înseamnă a recunoaște și a accepta diferențele dintre noi ca structură, roluri și daruri. Vă spuneam că Dumnezeu pune la oaltă, după știrea mea, un păpuc pe stânga și unul pe dreapta. Vă spun de ce. Să putem umbla. Să putem crea un întreg. Pune la oaltă doi oameni diferiți. În 85, cred că, am plecat și noi prima dată până în Ungaria cu soția mea, invitați de doi misionari americani și ne-au luat un motel unde am stat și am făcut un quiz.
despre personalitate. Și când am terminat, două zile am tot muncit și am bifat căsuțe, când am terminat am constatat că din cele patru puncte ale personalității, două le am eu, două le are Nora. M-am gândit, hei, noi doi suntem un întreg! Dragii mei, au avut foarte mulți tineri. Nu știu cum îi pune Dumnezeu la oaltă, unul ce altul hois. Complet diferiți. Deci, ceea ce m-a atras la nevastă mea, m-a călcat pe nervi o lună după nuntă. Până în ziua de astăzi. Da. Și acum eu am de ales. Să las aceste diferențe dintre noi să ne fărâme căsnicia sau să vin înaintea lui Dumnezeu să-L întreb, Doamne, de ce te-ai pus la oaltă așa de diferiți? Și Dumnezeu zâmbind îmi va spune ca împreună să priviți o răsplată cu atât mai bună pentru munca voastră. Wow! Când ajungi să te smerești înaintea lui Dumnezeu, El îți dă și înțelepciunea să accepți diferențele dintre noi. Dragii mei, un bărbat și o femeie sunt diferiți din start, XY, da? Suntem diferiți pe plan fizic, pe plan emoțional, pe plan spiritual, pe plan social, pe plan familial, până și pe plan eclesial, cu toate că în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie. Diferiți din toate punctele de vedere. Suntem diferiți. Dacă nu suntem conștienți că am fost creați de Dumnezeu ca să fim diferiți, diferențele vor ajunge piedici, le vor împinge la competiția afirmării de sine. Și George, ai dreptate, de aici se face praf familia. De aici se face praf familia. Blândeția ne dă curajul și puterea să ieșim din competiția afirmării de sine și să privim diferențele dintre noi ca resursă și provocări. Nu ca piedici. Ca resurse și provocări, nu ca piedici. Când îi făceam curte lui Nora, care nu se mai termina, de 4 ani îi făceam curte, vorba fie curte. Era la studii în Cluj, iar eu eram scripcar cu gitara după gât și cu tinerii în jurul meu. Și mă uitam la fete, bineînțeles și eu, și între toate fetele din jurul meu, ea nu era nici cea mai frumoasă, nici cea mai bogată, dar era cea mai aproape de Domnul Iisus. Și asta mi-a tras atenția. Când povesteam cu ea, îmi pare rău că n-am publicat scrisorile pe care le-am scris în 6 luni când am fost în armată. Dragii mei, când povesteam cu ea, puteam povesti despre Hristos, puteam povesti despre... Ea s-a întors la Domnul la 16 ani și a venit mai târziu la școală. Dar în timp ce vorbeam, am cunoscut 2 misionari care ne-au slujit. Tot ce e bun în viața mea, Dumnezeu a dus prin Nora. Tot ce e bun. Dacă sunt cine sunt, ea are toate meritele. Să mai spun Nora? Mai departe. Dar cineva ne-a tras curba căsniciei. O aveți în fața voastră, dacă te miști un pas mai înainte, este o sinusoidă, curba căsniciei. Aș vrea să o vedeți că asta e foarte importantă. Observați, curba asta este tăiată cu orizontală și ea creează 3 puncte. Punctul în care am întâlnit-o pe Nora, punctul în care ne-am căsătorit cu ea după 4 ani în sfârșit și ultimul punct pe care n-aș dori să-l atingem este divorțul. Dar acum, între cele 3 puncte, se creează 3 părți din curbă. Între momentul în care ne-am întâlnit și momentul nunții, este curba iluziilor. Indiferent cât ai căuta o fată, tot nu știi ce ai luat. Este ca și o măță în sac, da? Este o vorbă, dragostea e oarbă. Ați auzit-o? Cu alte cuvinte, noi toți pozăm. Toți pozăm în vremea aceea. Eu eram cu flori, ea era parfumată tot timpul. Ce credeți că s-a întâmplat? Așa cam o lună după săptămâna noastră de miere. I-am uitat florile, i-am uitat parfumurile. Pe urmă a rămas gravidă, pe urmă trebuie să alăpteze toată noaptea. Era cu ochii, vai de capul nostru. A început curba deziluziilor. Vă spuneam, tot ce m-a atras la ea a început să mă calce pe nervi. Și eu cred că reciproca este la fel de adevărată și pentru Nora. Și dacă nu ești atent, când intri pe toboganul acesta al deziluziilor, nu te poți opri decât la divorț. Nuntă, adică întâlnire, nuntă, divorț, da? Iluzii, deziluzii, cum rezolvi problema? Există o singură șansă și asta este acceptarea, da? Acceptarea. Singura posibilitate
de a face doi oameni diferiți să trăiască împreună până la moarte. Acceptarea. Dragii mei, Nora nu s-a schimbat prea mult în 40 de ani, nici eu, afară de faptul că am îmbătrânit. Dar năravurile ne-au rămas aceleași, modul de a fi este același. Eu sunt eu, ea e ea. Și de aceea am învățat să ne acceptăm. Cine credeți că a dat tonul? Nora. Ea a învățat să tacă, că mie îmi sare țandera repede, eu sunt iute la mânie, sunt jumate ungur, da? Și îmi sare țandera urgent. Dar Nora a învățat să tacă, ea a învățat să mușc limba, a învățat să ne cerem iertare. Aveți și voi probleme de felul ăsta? Nu cred că este unul din sală care să aibă probleme în direcția asta. Deci, deziluziile se rezolvă prin spuneți cu mine, deziluziile se rezolvă prin acceptare. Și numai bunul Dumnezeu, prin nemărgita Lui putere, te poate ajuta să accepți. Acum, care este baza acceptării? De ce să ne acceptăm unul pe altul? Nu uitați, Nora este mai întâi sora mea în Hristos, apoi soția mea. Ne putem imagina contraste mai mari decât între iudei și neamuri? Iudeii spuneau despre ei că sunt câini. Uitați-vă la Petru. După ce Dumnezeu coboară fața aia de masă de trei ori înaintea lui, în timp ce el era flămând și era pe vârf acoperișul casei, în sfârșit se ridică și merge până la Corneliu și când ajunge în ușa casei lui Corneliu, se prinde cu amândouă mâinile de stâlpiu și ce știi, că nu este îngăduit pentru iudeu să intre în casa unui păgân? Dumnezeu i-a spus, nu numești spurcat, ce-am curățit eu. Și așa începe lucrarea între neamuri, dragii mei. Nu poate fi o diferență mai mare decât între iudei și neamuri. Și totuși, în Hristos, Dumnezeu a făcut din cei doi un singur om nou. Ce extraordinar limbaj al căsătoriei. Versetul 13 din Efeseni 2. Dar acum în Hristos Iisus, observați, baza acceptării noastre este Hristos Iisus. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor, norânduirile ei, ca să facă din cei doi sau să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, aducând astfel pace. Am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Suntem chemați, deci, să ne acceptăm de dragul lui Hristos. El a murit pentru mine, a murit și pentru ea. În Hristos și eu și ea avem intrare slobodă la Tatăl. Și de aceea în Hristos și eu și ea, în ciuda diferențelor noastre, trebuie să învățăm să ne acceptăm unul pe celălalt, de dragul Lui. Aceasta este dovada blândeții, adică a curajului și a puterii de a ieși din competiția afirmării de sine. Când îl accept pe celălalt, încep să privesc cu alți ochi diferențele dintre noi și să le pun în negoț, să mă folosesc de ele, să le transform în resurse și provocări. Ceea ce mă înduplecă sau ceea ce mă înduplecă să nu-l iert pe celălalt este firea mea pământească, carnea mea. Știți ce spune Scriptura despre ea? Trebuie răstignită împreună cu Hristos. Cu alte cuvinte, nu accept pentru că mi este ușor să accept, ci accept de dragul lui Hristos. Și tot ce ține de carnea mea, las să fie pironit, țintuit pe cruce. Versetul 24 din Galatei 5. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Spuneam că competiția afirmării de sine este alimentată de lipsa scopurilor și a rolurilor clare în familie. Competiția afirmării de sine este alimentată de așteptările nelegitime pe care le avem unii față de alții.
Știți care e singura soluție? Să-i dau dreptul lui Hristos să-i spună soției mele cum să se supună, nu eu. Să-i dau dreptul lui Hristos să-i spună soțului meu cum să mă iubească, nu eu ca soție. În felul acesta se clarifică rolurile, pentru că Hristos ni le-a dat, lui dăm socoteală și atunci eliminăm competiția afirmării de sine. Și în felul acesta putem face pasul mai departe. Baza acceptării noastre este jertfa inimaginabil de scumpă a lui Hristos, care s-a dat și pentru mine și pentru ea. Care este scopul acceptării? Versetul 18. Prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Citiți cu mine versetul 22. Și prin el și voi, soț, soție, sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al cui? Al lui Dumnezeu prin Duhul. Spuneți-mi, cine mobilează casa? Sau după gustul cui se mobilează casa? După gustul proprietarului, nu-i așa? Dacă templul acesta este al lui Dumnezeu, înseamnă că contează nu confortul meu, ci confortul Domnului. Spune-mi, George, dacă o familie creștină ar urmări confortul Domnului, ar mai vorbi despre divorț? Never. Never. Dacă am urmărit confortul Domnului, atunci nu contează voia mea, nu trebuie să am neapărat dreptate eu, soția mea poate avea o părere, trebuie să ascult și de obicei are dreptate, da. Dar de dragul lui Hristos nu contează lucrul acesta. Pentru că împreună suntem chemați să-L facem pe Hristos să se simtă acasă în familia noastră. Când copiii noștri au început să meargă la școală, toți învățătorii sau învățătoarele au trecut pe la noi și ne spuneau, copiii dumneavoastră sunt diferiți. Și când veneau la noi în casă, spuneau, noi n-aveam, trăiam așa cum trăiam, dragii mei. Am început amândoi, în loc de dulap, am avut cutii de televizoare, noi reparam televizoare și când goleam televizoarele, luam cutia și băgam în ele hainele și alea erau dulapurile noastre și un covor de iută pe care eu l-am ars la un Crăciun, că am pus și eu două lumânări, s-au răsturnat. Și așa ne-am început viața. N-am avut nici baie, nici apă în casă, n-am avut nimic, dar ne-am avut unul pe altul și ne-am avut pe Domnul. Și veneau la noi în casă și ne spuneau, ceva e altfel la dumneavoastră în casă. Dar a fost un moment de frământare între mine și Nora când i-am spus, Nora, mie Hristos îmi spune că noi trebuie să ne creștem copii, nu creșa, nici bunicii. Trebuie să te lași de școală și să stai acasă să crești copiii. Păi, de capul meu, vezi ce mi-a făcut soacra. Cu câtă trudă am dat-o la facultate și acum să se lase de școală, să... Dacă o femeie nu vrea, nu vrea, poți să tai în bucăți. Am început să vorbesc cu Domnul despre ea. Și într-o zi vine acasă, zice Nora, m-am hotărât, mă las de școală. Am crezut că pic jos. Deci, ce s-a întâmplat? Nora e curioasă din fire. Orice hârtie pe care scrie ceva, ea o citește. A făcut literele, da? Și eu studiam o carte, Ucenicii se fac, nu se nasc, de Walter Hendrickson. Și era carte deschisă pe masă și ea nu poate șterge praful fără să citească două, trei pagini. Și-a deschis cartea și Hendrickson termină așa cartea. Sunt inginer de poduri. Vor trece cu trosnet toate. Tot ce va rămâne este ce am investit în oameni. Și Nora, în momentul acesta, a capitulat. Și a stat acasă până copiii noștri au fost mărișori. Și i-a așteptat cu pâinea coaptă în casă. Și i-a așteptat pe fiecare când vine și a stat de vorbă cu ei și a făcut lecțiile cu ei. Eu eram ocupat. Și în felul acesta, dragii mei, ne-am mulțumit cu mai puțin. O trebuie să vindem de multe ori sticle ca să avem bani pentru pâine. Dar am câștigat ce e mai important.
ne-am câștigat copiii. Dacă este vreo bucurie, e să-i vedem pe fiecare lângă bunul Dumnezeu. Ce mare har! Ce mare har! Dacă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, atunci aici se include și familia mea. Dragii mei, ca soț creștin, rugăciunea, ambiția și truda mea n-ar trebui să-i cumpăr la fiul meu mașină la 18 ani, să-i umplu casa de jucării când e mic. Truda și rugăciunea mea ar fi să-l pregătesc pentru el, să-i vorbesc de cer, să-i vorbesc de Hristos, să aleg lucrurile care, prin care să pot să ajung la inima lui, să caut momentele în care să pot vorbi cu el. Abia când am ieșit din competiția afirmării de sine, avem libertatea să ne implicăm cu tot ce suntem în realizarea scopurilor lui Dumnezeu pentru cei din familia noastră. Dragii mei, și mijloacele sunt serioase. De pildă, bărbaților le spune Scriptura, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Adică, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Despre asta voi vorbi duminică seara. Dar nevestelor le spune în versetul 22, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. După cum Hristos are un scop cu biserica, tot așa are un scop și cu familia. Și de aceea, dragii mei, familia nu este o barcă pe apă care nu are vâsle și care este dusă în derivă de valurile acestei lumi. Ci familia trebuie să aibă o țintă. Și pentru ducere la țintă suntem chemați să conlucrăm, să ne dăm robi cui? Lui Hristos, pentru cei din casa noastră. Iar când am avut curajul să o facem, nu uitați, sunt trei condiții. Prima, smerenie. Familia este ideea lui Dumnezeu, a lui Hristos, nu a noastră. Doi, blândețe. Ieșirea din competiția afirmării de sine. Și trei, asta e cea mai grea parte. Îndelungă răbdare și îngăduință. Îndelungă și răbdare și îngăduință. Cel care a ajuns la îndelungă răbdare și îngăduință dovedește că recunoaște că suntem amândoi în procesul desăvârșirii. Știți ce ar trebui să purtăm în familie? Un tricou pe care scrie Under Construction. Be merciful to me. I make mistakes. Da? Deci, din pricina asta, avem nevoie de îndelungă răbdare și de îngăduință. Dumnezeu lucrează prin vase imperfecte, ne călcăm pe picioare, trebuie să ne cerem iertare, trebuie să luăm lucrurile de la capăt. Și facem lucrul acesta, dragii mei, de dragul celui care este stăpânul nostru, de dragul lui Hristos. Una din problemele din familiile noastre este că, după astfel de conferință, în adâncul nostru luăm decizii. Și încerc să acționez în baza deciziilor mele și o fac foarte stângaci. Nevastă mea se uită la mine, zice, no. Well, e suficient să-mi tai aripile. Să zic, well. Și de-aia avem nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință. Exact așa cum nu te superi pe un copil care începe să învețe să umble. De când suntem aici, Silas, nepotul nostru, a învățat să umble. Și te uiți la el, face kilometri, dar cum umblă sărăcuța acum și face un efort incredibil. Eu nu știu niciodată supărat pe el că nu știe să alerge cum alerg eu, ci îl asist și îl ridic și zic, îl aplaud și îl încurajez. Oare nu așa trebuie să te purtăm unii cu ceilalți, dacă suntem în acest proces al sfințirii, al maturizării noastre? Ce se întâmplă dacă suntem descurajați, tăiați, călcați, da? Le trântim toate de pământ și intrăm în vechile noastre tipare.
Ascultați ce spune Pavel bisericii din Colose, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Atunci când există smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, spuneți-mi, este greu să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii? Nu. Dar spuneți-mi, când există smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, mai poate fi vorba de divorț? Never. Da, never. Nu poate fi vorba de divorț. Aplicația. Pentru ca Hristos să poată realiza planurile Lui în cei din casa mea, trebuie să mă dau rob lui Hristos de dragul lor și pentru ei. Și aici se împacă afirmația mea cu întrebarea ta. Rob lui Hristos pentru cei din casa mea. Pentru asta îmi trebuie trei lucruri. Unu, curaj. Doi, disciplină. Trei, înțelepciune. Dar atunci când am avut curajul acesta și intru pe șantier alături de Hristos, El nu mă lasă să intru în joc cu El decât în baza trei condiții. Care sunt cele trei condiții? Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Ce anume îmi lipsește cel mai mult din toate aceste lucruri? Asta este o întrebare pe care v-aș invita să o discutați de seară la masă, unul cu celălalt. Ce anume îmi lipsește? Soția s-ar putea uita în ochii mei și să-mi spune: îmi pare rău, ești bărbat, dar n-ai curajul să te dai robului Hristos. Tu n-ai observat că de 10 ani te duc de nas? Îmi cumperi tot ce-ți cer? Te dai peste cap? Lucrezi 7 joburi ca să mă împlinești mofturile? Well, nu ți-o va spune chiar așa, pentru că atunci bărbatul din tine va zice: nu, bine, draga mea, de aici încoace îmi dai toate cărțile de credit, da? Dar cred că trebuie să ne punem întrebarea: ce anume îmi lipsește curajul, disciplina? Dragii, de soția mea nu o pot ascunde, ea știe totul despre mine. Când mă scol, când mă culc, ce mănânc, da? Totul despre mine. Cât citesc Biblia, cât mă rog, toate astea le știe. La ce aleg să lucrez în săptămâna, în luna sau în 2014? Toți suntem la început de an. Nu vă luați 10 lucruri, luați-vă unul dintre ele. Poate că noi bărbații ar trebui să luăm, să spunem: Doamne, aș vrea să mă disciplinez scoțând din viața mea lucrurile inutile, să am mai mult timp pentru Biblie, pentru Scriptură. Și nu ca să-mi bifez căsuțele, ci ca să cunosc voia Ta pentru soția mea și pentru copiii mei. Doamne ajută! Amin.